Doamnelor și domnilor, de pe plaiul Bănățene vine astăzi în platou minunilor Costi de la Reșița! Salutare la toată lumea, salut întreaga echipă Lux TV, sunteți minunați cu toți. Da, dacă nu noi, atunci cine? Și noi suntem onorați că un reprezentant de frunte al muzicii populare, bănățene, poposește astăzi aici, direct de la Reșița, la noi în platou. Așa e, așa e, vin direct de la autocarul de Italia. Acolo cânt și am și o mică afacere și totul este ok. Deci să înțeleg că tu vii de la Italia, nu vei din la Reșița. Așa e, așa e. Am fost să cumpăr niște flori, așa, și lumea. Mă, te cunosc de undeva. Mă, te cunosc de undeva. Aici în Cluj? De unde? Celebritatea, domnul... Da. Celebritatea. Da. Ești cumva însurat că văd că porți verighete. Nu. Am vrut să le dau jos, dar știam că o să fiu întrebat de treaba asta și n-am apucat. Da. Știți, pentru mine e un simbol. E un simbol. Ce simbol? Nu iese. Nu e? E un simbol pentru că sunt căsătorit cu arta mea. Oh, și lumea, publicul, marele public apreciază lucrul acesta? Așa este, așa este. Sunt oameni în contra, oameni răi, răutăcioși, care te judecă. Au judecat foarte mulți artiști, nu numai pe mine. Toate stilurile judecă, așa este. Cum să spun, adică fără cuvinte. Acum știți cum, lumea invidioasă, lăsați. Așa e la început de carieră. Trebuie să plătim. Toți artiștii trebuie să plătească la început de carieră. Așa este. Da, dar uneori te enervezi, după cum văd așa. Da, este așa. Este oameni buni și răi. Da. Cine vrea, le place muzica și te ascultă. Da, te ascultă și eu le spun să audiție plăcută, să mă asculte. Cine nu vrea, nu mă ascultă. Așa că, cum să zic, sunt oameni de toată forma. Da, așa e. Da, așa este, așa este. Eu știu să mă descurc, domnule Tămaș, și în țară și în străinătate. Pentru că eu am muncit întotdeauna. Da. Dar... Dar ce s-a întâmplat? Dar dacă ați ști, îmi aduc aminte... Când mi-am amintesc cum i-am îngrijit, cât i-am iubit, cât i-am prețuit, cât i-am îngrijit. Pe cine? Pantofii mei din videoclip. Da, pantofii mei din videoclip, pentru că erau, nu știu cum să vă zic, erau din imitație, din ceva, și au intrat la apă și mă strângeau așa de tare. Că îmi țâșneau lacrimile ca o fântână arteziană. Mă înțelegeți? Și n-am mai putut și a trebuit să-i arunc. Pentru că mi-aduceau aminte de mamă și de copilărie. Mă înțelegeți? Și când aveam papuci în picioare și trebuia să muncim hectare de pământ, pentru că noi eram chiaburi și ne oprimeau comuniștii, mă înțelegeți? Da, pentru că eram cu minte ca o fată. Iar tata mă bătea, fiindcă n-aveam note bune la școală și nu prea ieșeam nicăieri decât la cimitir, la crucea lui bunicu. Pentru că acolo era un cireș atât de bun. Bun? Era un cireș foarte bun. Mi-ați răscolit amintirea așa din copilărie, parcă sunt la Ion Creangă. Liniștiți-vă. Mulțumesc. Eu am știut că o să
prind aici o atmosferă așa pozitivă și bună. Îi văd și pe domnii invitați care sunt niște artiști extraordinari. Uitați-vă la domnișoară, eu vă recomand asta la doamne. Dar de ce, domnul? E mai ofertant. Eu vă apreciez, sunteți un artist extraordinar, să știți. Aș vrea să am și eu o carieră ca și dumneavoastră. N-ați vrea. Bun, dar haide să trecem la faptul că... Și să fim împreună, să cântăm împreună. Eu zic că să vă liniștiți și... Eu sunt foarte liniștit. Vreau să vă întreb ce ne cântați astăzi. Ce doriți dumneavoastră, numai Livie să fie? Cum? Livie, adică să fie în viață. Viață. Hai, dați-i să meargă. Hai. Dă-i să meargă, domnule. Dă-i să meargă, hai. Așa ochii tăi de fată, când se oglindește mare, parcă sta plajă la soare. Stop, nu, domnul Tămaș, nu pot. De ce? Nu pot, că nu-mi iese tremololul. Ce nu-ți iasă? Vibratolul. Tremolou? Vibrololul de aici. Nu-mi iese. Te rog, asistentul meu. Ca o apă înghețată, așa ochii tăi de fată, când se oglindește mare, parcă faci plajă la soare. Ca o apă înghețată, așa-s ochii tăi de fată, parcă faci plajă la soare, când se oglindesc în mare. Dinții tăi ca perlilii, mi-au mâncat paralilii. Corpul tău și piciorușul e mai rece decât dușul. Dinții tăi ca perlilii, mi-au mâncat paralilii. Corpul tău și piciorușul e mai rece decât dușul. Aplauze furtunoase pentru Costi din Reșița! Aplauze! Aplauze și iar aplauze! Costi, da. Să știi că momentul tău artistic este foarte, foarte frumos, nu-i așa? Da. Dar stai un pic, seamănă totuși cu ceva. Seamănă cu ceva, Cristi, nu? Dați-mi microfonul de vorbit, nu de live. A, da. Bun. Microfonul, da, de vorbit. Da, e adevărat. Da. E adevărat, așa. Așa este, mi s-a spart contul de Facebook. Mi s-a spart contul de Facebook și, da? Și mi-au furat ideea, da. Dar oricum nu mă întrece nimeni, nu mă pot întrece pentru că eu cânt alt gen. Eu cânt muzică populară din Banat, așa, care este din zona Banatului, probabil, poate, inspirată tot din Banat, așa este. Aplauze, doamnelor și domnilor! Pauză, că ne inundă Someșu! Mulțumesc! Mi se văd chiloții?